Conducerea primăriei municipiului Călăraș a inaugurat Clubul Pescarilor. Promovarea incluziunii sociale prin înființarea unui club al pescarilor dunăreni din municipiul Călăraș este proiectul implementat de Primăria Călăraș, finanțat prin Programul Operațional pentru Pescuit și Afaceri Maritime 2014-2020. Valoarea totală a proiectului este de aproximativ 340.000 de euro, iar durata de implementare a fost de 24 de luni. Lucrările de reabilitare a clădirii au demarat în data de 29 iunie 2020, având ca termen de finalizare data de 13 mai 2021. O să promovăm toată această zonă turistică și piscicolă a zonei noastre. Cred că astăzi e un început să demarăm dezvoltarea bratului Borcea prin această investiție, promovarea incluziunii sociale prin înființarea unui club al pescarilor, după care să continuăm cu promenada, portul de embarcațiuni și să redăm călătoșenilor zona de turism pe care cu toții o așteptăm de mulți ani. Da? De la începutul Danubius Park, povești, până astăzi când începem să le punem în practică, să devină realitate. Eu cred că împreună sigur vom face lucrurile acestea și că de aceea suntem aici, pentru că orice investiție pe care facem atât în Călăraș cât în județ, este bine să o promovăm și să o punem să creeze o plus valoare a zonei noastre. Așa este, domnule primar Marius Dulce. Pentru toate astea avem parlamentari prezenți astăzi aici, Nicușor Cionoi, senator, și Constantin Bârcă, deputat, care să ia să promoveze mai departe, pe lângă ceea ce am pomenit ca proiecte în dezvoltare viitoare, să ne gândim la proiecte noi cu sprijinul vostru, să putem să înaintăm către ministerele de resort alte proiecte pentru Călăraș. Eu cred că trebuie să avem puțină răbdare, pentru că, așa cum a spus și dumneavoastră, obiectivul acesta reprezintă un prim pas. Cred că vom lega toate aceste elemente în momentul în care terminăm și promenada și portul și atunci, într-adevăr, Călărașul va fi o atractivitate, așa cum vorbeam mai devreme cu domnul primar, o atractivitate pe care ne dorim, atragerea turiștilor din alte localități, pentru că este foarte important ca toată lumea să cunoască că mai există și un alt oraș frumos pe brațul Borcea. Deci dacă vrem să mergem mai departe, să gândim o dezvoltare turistică a orașului nostru, nu trebuie să uităm de pietonal, care trebuie să-l punem în valoare și să punem în valoare cu parcul nostru central, dar totodată mingea este la dumneavoastră, domnul președinte, nu trebuie să uităm de palatul administrativ, pentru că trebuie să creăm toată această zonă de promenadă legată de parc, în care să punem și parcul care este în palatul administrativ, să-l integrăm în zonă, să facem primăria, că parcul este al primăriei, trebuie să facă un parc demn de un palat și de un centru civic, așa cum ne-l dorim, dar mingea este la dumneavoastră, ce facem cu palatul administrativ? Suntem în demersuri, după ce vom semna contractul de credite, chiar pe banii Consiliului Județean vom apuca de renovarea palatului prefecturii. Întrucât prefectul ne-a înculcat la Compania Națională de Investiții să mutăm investiția pe finanțarea națională, e clar că trebuie să ne gândim la o finanțare locală. Și această finanțare va veni din bugetul Consiliului Județean și vom continua această investiție, dar pomenind de proiectul pe care noi astăzi suntem la acest club al pescarilor, trebuie să ne uităm în viitor și să gândim că o mică deltă e la Călăraș. Haideți cu toții, autoritățile locale, domnule primar al municipiului, să încercăm, prin tot ce înseamnă mandatul preluat de la cetățeni în data de 27 septembrie 2020, ca în cei 4 ani să arătăm că noi începem construcția unei mici delte la Călăraș, să atragem turiștii din toate părțile, din părțile României, să-i oprim la Călăraș, nu să ajungă la Tulcea în delta mare. Să zic mica delta a Călărașului. Este foarte bine, domnul președinte. Domnul primar, de fapt, s-a transformat într-un membru al echipei de management al proiectului, întrucât a fost nevoie de sprijin, astfel încât să le putem încadra în termenul pe care l-am avut la dispoziție. Și a fost un membru activ al echipei care în permanență a fost ancorat în realitatea proiectului, ca să spun așa. Nu este un proiect cu o valoare foarte mare. Bugetul nu a fost generos. Grantul este în valoare de 200.000 de euro, dar municipiul Călăraș a asigurat pentru celelalte
lucrări sau dotări necesare investiției, asigurată diferența de finanțare. Proiectul este finanțat din programul operațional pentru pescuit și afaceri maritime 2014-2020. Beneficiar este doar UAT Municipiul Călăraș, nu a înregistrat niciun parteneriat pentru realizarea proiectului. Aici sunt detaliile tehnice, prioritatea și măsura prin care s-a obținut această finanțare. Municipiul Călăraș a putut obține finanțarea fiind membru fondator al Flagului Dunărea Călărășeană, organizație, asociație, care are ca și scop revigorarea zonei piscicole. Durata de implementare a proiectului, 26 de luni, incluzând și perioada de proiectare. Ca și scop, domnul primar a prezentat foarte bine ce a stat la baza acestui proiect, care au fost motivațiile și anume dezvoltarea durabilă a zonei de pescărești. După cum spuneau și antevorbitorii, domnul primar, domnul președinte al Consiliului Județean, valorificarea zonei pescărești, precum și dezvoltarea turistică a acesteia, sunt obiectivele locale care au stat în principal la baza inițierii proiectului. De-a lungul timpului și în ultima perioadă s-a constatat un declin al sectorului pescăresc, acesta fiind la rândul lui unul dintre motivele pe care municipiul Călăraș, ca și beneficiar, îl are în realizarea proiectului, organizând instruiri, sesiuni de informare care vizează dezvoltarea zonei, implicând în mod organizat. De ce spun aceasta? Pentru că ea este o clădire publică, este destinată membrilor acestui sector, dar ea nu va fi deschisă permanent, astfel încât accesul să fie ca și într-o unitate comercială. Este o instituție, este o clădire publică. Aici clădirea are toate dotările necesare care să permită dezvoltarea unei game largi de activități, inclusiv activități dezvoltate în parteneriat cu vecinii noștri din Bulgaria. Ideea comună și scopul comun al celor două comunități fiind al exploatării cu prudență, exact ce se vorbea despre protejarea mediului și al conservării resurselor naturale ale Dunării, pentru care știți că se fac atât de multe eforturi și din punct de vedere al societăților private, cât și al administrațiilor locale. Pentru dezvoltarea acestor activități despre care vorbeam că se vor desfășura în acest sediu, Primăria Municipiului Călăraș va încheia parteneriate cu organizațiile de profil, AJVPS-ul, APM-ul, ISU, care se ocupă de situațiile de urgență cauzate de probleme naturale, AMPA și, bineînțeles, asociațiile pescărești locale, care sunt membre ale Flagului Dunărea Călărășeană, unde suntem cu toții interesați să parteneriate în cadrul cărora suntem cu toții interesați să atragem și să discutăm toate măsurile care se pot lua în vederea atingerii scopului proiectului. Vă mulțumim, doamna. Vă mulțumesc. Domnul președinte, vedeți că misiunea noastră nu este ușoară, așa cum am vorbit și mai devreme, trebuie să aducem toți acești pescari la masă, din tot județul. Avem niște asociații. Da, toate asociațiile în care putem să facem un centru turistic aici, putem să le oferim să se întâlnească, să țină conferințe și să ia decizii comune în care să-i ajute în dezvoltarea activităților viitoare. Da, mulțumesc, domnule primar, pentru invitație și pentru ziua de astăzi. Înseamnă că am început bine. La momentul ăsta, cred că ceea ce ați prezentat poate să devină începutul dezvoltării brațului Borcea. Și aici cred că asociațiile de pescari care activează în municipiul Călăraș să-i atragem și să le facem sediu și să poată să-și dezvolte asociațiile și să aducă noi membrii de pescari care să venim în continuare cu alte proiecte care să îi și dotăm pentru ce înseamnă activitatea pescarilor pe viitor. Sigur. În funcție de axele care se dezvoltă, se deschid. Felicitări! Mulțumim! Felicitări! Mulțumim, domnul președinte! Mulțumim!
miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Înțelepciune drept să ascultăm Sfânta Evanghelie. Pace tuturor și Duhului tău. Din Sfânta Evanghelie cea de la Marcu citire. Mărire ție, Doamne, mărire ție. Să luăm aminte. Zisa Domnul ucenicilor săi: aveți credință în Dumnezeu, adevărat zic vouă, că oricine va zice acestui munte, ridică-te și te aruncă în mare, și nu se va îndoi în inima lui, ci va crede că ceea ce spune se va face, fiva lui orice va zice. De aceea vă zic vouă toate câte cereți rugându-vă, să credeți că le veți avea și le veți primi. Iar când stați de vă rugați, iertați orice aveți împotriva cuiva, ca și Tatăl vostru cel din ceruri să vă ierte vouă greșelile voastre. Mărire ție, Doamne, mărire ție. Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, Dumnezeul îndurărilor și a toată milostivirea, a cărui milă este nemăsurată și iubire de oameni adânc neajunsă, la ta slavă căzând cu frică și cu cutremur, ca niște robi nevrednici, cu umilință aducem acum mulțumire bunătății tale pentru binefacerile ce au fost asupra robilor tăi, pentru această clădire care s-a ridicat aici, și ca pe Domnul, Stăpânul și Binefăcătorul, te slăvim, îți cântăm și te lăudăm. Și iarăși căzând înaintea ta, mulțumim, rugând cu umilință nemăsurată și nespusa ta milostivire, precum ai binevoit a primi acum rugăciunile robilor tăi și cu milostivire ai învrednicit a le se împlini cererile. Așa și de acum înainte, învrednicește-i pe dânsii a spori în dreaptă credință, în dragostea cea către tine și cea către aproapele și întru toate faptele cele bune, și a dobândi ale tale binefaceri împreună cu toți care sunt de față. Mântuiește, Doamne, dăruindu-le pace și liniște, și învrednicește pe toți totdeauna a grăi și a cânta ție, celui fără de început al tău, Părinte, și prea sfântului și bunului și de viață făcătorului tău Duh, acum și pururea și în veci, în vecii lor. Amin. Ne binecuvintează, se sfințește clădirea aceasta prin stropire cu această apă sfințită, în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Se binecuvintează, se sfințește această clădire prin stropire cu această apă sfințită, în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Se binecuvintează, se sfințește această clădire prin stropire cu această apă sfințită, în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Mântuiește, Doamne, poporul tău, ce bine credincioșilor creștini, și cu crucea ta păzește de poporul tău. Înțelepciune binecuvintează pentru rugăciunile sfinților părinților noștri. Doamne Iisuse Hristoase, miluiește-ne pe noi. Amin. Bunul Dumnezeu să primească lucrarea dumneavoastră și să mă rog înaintea lui Dumnezeu ca să vă dea înțelepciune să faceți aceste lucruri frumoase pentru municipiu, pentru județ și pentru oamenii care v-au acordat această încredere. Doamne ajută! Această icoană vreau să o donez din partea mea,
să fie pus aici în club. Cu siguranță, cu siguranță, cu siguranță. Domnule primar, rămâi cu ce ai. Mulțumim. Bine, bine.